Salutare tuturor și bine ați venit din nou la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti o cină delicioasă și ușor de pregătit. Și anume vom pregăti clătite integrale, umplute cu brânză feta și urzici. Deci, haideți să începem rețeta cu pregătirea clătitelor! Într-un bol vom adăuga un ou, un praf de sare și amestecăm. Următorul pas vom adăuga 300 ml de lapte și amestecăm. Iar acum vom adăuga 100 de grame de făină integrală și amestecăm foarte bine cu un tel să nu rămână cocoloașe. Compoziția clătitelor este gata. Acum vom pune la încălzit o tigaie pe care o vom unge cu puțin ulei de măsline și vom începe să pregătim clătitele. Așa cum vedeți, că procedez eu în imagine. Le vom scoate pe un platou sau o farfurie și vom continua. Dacă doriți să pregătiți mai multe clătite, doar trebuie să dublați cantitățile ingredientelor. După cum vedeți, sunt foarte ușor de pregătit și sunt foarte bune. Am terminat de pregătit clătitele, acum le vom da deoparte și ne apucăm de umplutură. Pentru umplutură vom pune într-o tigaie la încălzit două linguri de ulei de măsline, o ceapă mare tocată, sare și piper după gust. Vom căli ceapa aproximativ 10 minute. După cele 10 minute vom adăuga și 100 de grame de urzici. Dacă nu aveți urzici, puneți spanac. Mai lăsăm câteva secunde după care vom lua compoziția de pe foc, o vom transfera într-un bol și o vom lăsa să se răcească puțin. După ce se va răci puțin, vom adăuga 150 de grame de brânză feta. Dacă nu aveți brânză feta, puteți adăuga telemia. Amestecăm. Umplutura este gata. Acum vom începe să umplem clătitele așa cum vedeți că procedez eu în imagine. După cum ați văzut, dragii mei, este o rețetă foarte ușoară și foarte bună. Chiar vă recomand să o încercați. După ce vom termina de făcut toate clătitele, le vom găti timp de 10 minute. Aproximativ 5 minute pe o parte, 5 minute pe cealaltă parte. Iar acum le vom scoate pe o farfurie și se pot savura. O cină rapidă, sănătoasă și delicioasă. Deci, dragii mei, cu acestea, spuse, acum vă doresc. Poftă bună, spor la treabă și numai bine tuturor. Pa pa.